Lumea filmului de la Hollywood este în doliu. Din păcate, Cindy Morgan a murit la vârsta de 69 de ani. Actrița din celebrul film Tron s-a stins din viață în data de 30 decembrie, însă vestea a fost dată la o săptămână distanță. Cindy Morgan a fost una dintre cele mai iubite actrițe din lume. După o viață întreagă dedicată carierei sale și o mulțime de roluri interpretate impecabil, actrița s-a stins din viață. Vestea că Cindy Morgan a murit a fost dată de biroul șerifului din Palm Beach County, la o săptămână după ce actrița s-a stins din viață. Conform publicațiilor de Hollywood Reporter și Variety, vedeta a fost găsită moartă de colega ei de apartament. Cindy Morgan locuia în Palm Beach, alături de încă o persoană. Totul a ieșit la ivială după ce colega ei a ajuns acasă și i-a bătut la ușă, iar ea nu ar mai fi răspuns. După ce a simțit un miros care i-a dat de gândit, a sunat imediat la poliție. Astfel, oamenii legii au intrat în camera ei și au găsit trupul neînsăflețit. Cindy Morgan a fost găsită în cameră, iar medicii au confirmat decesul celebrei actrițe. Dumnezeu să o odihnească în pace!